Inconștiență la volan. O persoană a decedat sâmbătă după amiază pe DN1 după ce prietenul său s-a urcat la volan, deși era aproape în comă alcoolică. Șoferul a pierdut controlul asupra direcției, iar mașina s-a răsturnat de mai multe ori. La locul accidentului a venit și un elicopter SMURD, însă paramedicii nu au mai putut face nimic pentru a salva viața pasagerului. Accidentul s-a produs la intrarea din Ploiești. Șoferul în vârstă de 54 de ani venea spre București. La un moment dat a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a răsturnat și s-a oprit pe câmp. Pasagerul din dreapta, un bărbat de 49 de ani, a fost aruncat din autoturism, care a căzut peste el și l-a strivit. Victima a decedat la scurt timp. Am intervenit pentru a acorda asistență medicală în cadrul unui accident rutier, în care au fost două victime, un pacient de 60 de ani, conștient cooperant, cu un traumatism craniocerebral minor nivel 1, cu o plagă frontală care a refuzat transportul la spital, și încă un pacient, aproximativ 49 de ani, găsit de noi în stop cardiorespirator, s-au practicat manevre de resuscitare, nu a răspuns la manevrele de resuscitare și am declarat decesul. Șoferul a scăpat cu leziuni minore. În schimb, polițiștii l-au testat cu etilotestul. Bărbatul avea o alcoolemie de 0,89 în aerul expirat. Ce s-a întâmplat de a-ți pierdu controlul volanului? A, ne ziceți ce ați băut? Nu. Nu ne spuneți? Nu. Da, e normal să vă urcați așa la volan? Acum, șoferul s-a ales cu dosar penal pentru omor din culpă. Polițiștii au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.